Salut! Băi, azi cred că avem mai mult noroc pentru că am schimbat momelile, am schimbat și acele, am luat unele mai mari, le-am potrivit din nou, avem pentru acul de nămol, avem o meală vie, care plutește, plutitoare, zice că funcționează cel mai bine cu o meală plutitoare. Asta. Așa, am luat pentru pietriș, zice că merge bine cu boile, parcă. Cu biluțe din acelea și cu boabă de porumb. Așa că le-am pus boabă de porumb. Și am pus și momeală artificială pentru iarbă. Dar iarbă nu avem pe lacul ăla de moat. Nu avem iarbă. Și am pus o momeală de asta plutitoare artificială. Zice că e bună pentru zone de astea în care nu e apa limpede și e întunecat. Dar rămâne de văzut cât de bine merge. Am schimbat și firul, am schimbat și mulineta. Vedem acum. Bine, m-am concentrat pe ce în zona asta de meci. De aici am luat ace momel și mulinete. Undița nu știu dacă e din zona asta. La asta nu m-am mai uitat. A, ba da, cred că e chiar asta. 11. Ba da, cred că chiar asta e. Deci m-am luat-o și pe asta. Tot potrivită pentru zona de meci. Nu știu exact cât de bine sunt chestiile astea puse pe aici, sau poate sunt băgate doar așa orientativ, dar nu contează. Mergem pe... La profil am 29 pierduți, 147 pești. De boși prinși. Ah, uite mă, ăsta trebuie să le țin minte. 315 am pierdut și vedeam dacă mi-a băgat la pierduți și peștele la care din episodul trecut. Da, acum nu mai contează. Vreau să văd... de moat ăsta. Nu aici. Dau direct să fac un multiplayer. Unde zice detalii de lag? Aici. Bine. Deci lacul e selectat. Se termină. Îi dăm de la 8. Am văzut că de la 8 începeau să tragă. Ziua să treacă mai greu. Mai greu. De la 8 aplicăm setările. Așa. Lacul mă, când dau să-l selectez aici, să vedem în ce zonă e mă ăsta. Zona Wales, nu știu ce este. A, castelul Wales de ăsta, nu știu. Țară, nu se știe ce țară. Sau asta o fi o țară și nu știu eu. Probabil, da. Bine, am reglat tot ce trebuie. Hai să vedem. Azi cred că prind, dar sunt mai încrezător în ce folosesc. Sunt curios ce reușesc să iau cu momelile astea. Mă bag tot în colțul ăsta, că abia m-am învățat cu ce am. Pietriș sau nămol. Hai mă să vedem. Să vedem. Avem pentru nămol, da? Dăm cu momeală vie pentru început. Nămol. Nămol avem și lângă mine, dar pentru început vreau să încerc să văd dacă pot să dau mai departe. Dau până în castel. Ia mă, lovesc castelul cu undița. Îi dau. Am dat-o un castel, cred. Cade, cade și nu se mai oprește. Resetare, i-am dat prea tare, bun. Dăm cam atât și mai țin de aia. Clic dreapta. Hai că las-o așa. Să-mi dau puțin mai tare fără clic dreapta. Încercăm și doiul la fel. Deci momeala vie, acu de nămol. Tot mai în iarbă. Și totuși mai în iarbă ar însemna să folosesc acul de iarbă, dar nu-mi zice. Ce-am făcut, mă? Pietriș, resetare. Dau mai tare. I-am de eroare iar. Nu? Cade? A căzut, mă. Nu o văd, dar oricum e mai în iarbă. Nu-mi zice că e terenul cu iarbă ca să... A luat-o unul deja. Bun așa, bun așa. Ce, mă? Și ăsta mi-l bagă la pierdut că am luat-o în mână. Băi, nu te cred, mă. Cât aveam, mă, pierduți? 315 pești? Verific la sfârșit și treaba asta. Mi l-a băgat la pierdut pe asta, că am apucat să o iau în mână. Din cauza... la ce? Să fi scăpat atacul prea mare. Peștele prea mic. Să o dau pe asta în larg de tot. Ia, mă, să vedem cât de departe pot să o dau. E aproape de maxim. Fac 100 de metri. Nu, nu fac 100. 53. Avem nămol. Perfect, acolo o lăsăm pe asta. Stai culcată liniștit acolo. Mai avem...
De ori nu vreau să-l mișc. Nici pe unul nu l-aș mișca. Să dau cu momeala, poate mă încadrez să dau exact acolo. Bă, și începuse să tragă, mă, și m-a păcălit. Mă încadrez eu să dau exact acolo. Cam atât. A luat-o unul iar, resetare. Ia unul. Dacă mă păcălești iar, schimb și momeala și te mut acolo. Hai că de data asta l-am luat. Trebuie să mă acomodez puțin cu tensiunea de pe fir și cum funcționează mulineta pe undița asta. Bă, dar parcă era maro, undița e neagră. Ce se întâmplă, mă? A luat-o și care? Doiul? Doiul pleacă? A plecat doiul, gata. Pe iau și treiul. De fapt nu, las treiul acolo, poate o sări ceva și la trei. De mai multă tensiune. Poate sare ceva și la trei, sunt curios și iau din zona aia. Și mă bag cu astea două tot lângă castel acolo, în partea aia. Hai, mă. Am impresia că are și un alt sunet. Când am pește la aia, alt piuit. Parcă e diferit de cel de dinainte. Nu știu dacă asta e în funcție de undiță sau de mulinetă. Piuitul ăsta. Să nu fie de la fir. Schimb firul și schimbă și piuitul. Sau fie o combinație dintre toate astea. Și se aude diferit în funcție de cum le folosești. Ia, mă. Ce, iar crap? Hai repede. Iar crap, mă. Bă, ăștia nu se mai satură. 9 kg. 9 kg și nu m-am încordat prea tare la el. Ia doiul. L-am luat? L-am luat. Bun. Am multă tensiune. Așa, las-o ușor. Vine asta. A luat-o treiul deja. Perfect. Hai, mă, să vedem ce avem la 3 în zona aia. Da, mă, e piuitul diferit. Sună diferit când am pește la undiță acum. Să mi se pară mie, mă? Nu cred. Parcă e mai ascuțit, mai... Nu știu cum să-l descriu. Dar e diferit față de cel din dinainte. Așa mi se pare. Bă, ăsta e mare, de nu-l reușesc să-l iau. 36 de metri, eu acum am observat că nu vrea să vină. 35, ba da, mă, hai că vine. 34, vine, dar vine mai greu. Nu era hotărât să vin la masă, mai stau. Hai că mă duc. Mă duc până la urmă, ce să fac. Hai, mă. Hai, mă. Dă-l repede, că vreau să văd ce e la 3. Să vedem ce e la 3. L-a luat. Și avem alt crab, nu? Că ăștia sunt mari și periculoși. Boss? Nu, e un crab mare, alb. Atât, 10 kg. 3. Hai, mă, 3. 3-ul. 3-ul. Bă! Hai că l-a luat. Credeam că nu mi-l bagă. O, păi ăsta e mic, mă! Păi mă bag cu ei în partea aia atunci. Hopa, 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 prea multă tensiune. Nu, nu. Ce are, mă? Gata, l-a luat. Este super mic. Cât de mic e, mă? 0,5? A, nu, 0,8 poate. Roaci, asta e roaci. Roaci, 0,93, până nu cumva să fie ca mine. Uite-mă, asta e maro. Păi și cum? A, dar e maro când o țin în mână așa, dar nu se vede. Se vede partea neagră când o am în apă. Da, bun. Ce am? A, momele vie am luat toate, mă. Bine, ăștia mici sunt în partea aia atunci. Păi în partea aia mă bag. Cred că o să o folosesc și pe pietriș, să vedem ce dă la momeala aia. Bun, treiul las acolo. Doiul. Încercăm cu pietriș. Momeală de pietriș pentru pietriș. O dau tot așa în larg. Și o trag spre mine, să vedem unde e pietriș și acolo opresc. Și cu unul mă bag iar în partea asta. Acum să vedem dacă găsesc pietriș. Să nu găsesc pietriș, mă. Așa, acolo, bun. Un 40 e destul. Și acum cu unul. Cu unul îl bag direct în față, lăsăm aceeași mumeală. Că n-am iarbă, nu mi-apare că ar fi iarbă acolo. Că îi dădeam cu acul de iarbă. Se cer cu mumea la aia. Undeva la jumate am văzut că se apropie de marginea castelului. Și unde sunt? Sunt maxim de bine. Care? Treiu. Iar m-a păcălit, mă. Bă, ce să ăștia, mă?
O fie cu prea mare. Îi scapă din gură. Doiul. Perfect. Mamă, ce tare. N-am luat una, că am luat-o pe cealaltă. Bun, bun, bun. Bă, aș zice că funcționează mumelele astea noi. Combinațiile astea noi cu ac, mumeală, firul. Cel puțin asta e prima impresie, nu știu ce să zic. Mai târziu, vedem. Dacă o să fiu de aceeași părere. În continuare, asta mi-l dăm azi sau ce face? Îl iau? Opa, nu, nu. Tensiune prea mare. Am rezolvat problema cu scârțitul de la mouse. Trebuie să fac timp și pentru asta. Am că era lângă mal, ce face? Pleacă iar? Te-ai răzgândit, mă? Hai da la mal. Hai da la mal. Nu mi-l dă, mă. Gata. Perfect! Băi, cum știe asta că l-am luat? Care? Unul să fie de lângă margine? Unul e, mă! Unul e, mă! Hai da la băiatul! Hai da la băiatul! Ia-l repede și pe ăsta. E mic. Să nu uite numărul la pești, cât ăsta e al cincelea. Se verifică, se verifică. A luat-o și treiul. Băi, sunteți tari, mă! Hache e chiar mișto azi. E super tare. Iau repede și treiul, nici nu mai apuc să verific. Îi dau repede, unesc. Ăsta e boss? Ce e rud? Rud. Bun, bun, roșioară. Ia treiul, lasă că vedem după aia. Al căderea era. Să fie al șaselea ăsta. 25. Mă joc repede la buton. 5. Aha, ăsta e al șaselea. Hai să luăm ușor. Deci în zona asta, pe pietriș am luat, ce am luat? Am luat rud, nu? Roșioara am luat-o pe pietriș. Deci vin ăștia mici, mă, chiar vin. Am luat și crab. Și nu mic, 10 kg nu e mic. Trebuia să fie reținut la ce kilograme am boșii aia din speciile mari. Somni și... Bă, dar asta e mare, mă, nu vine. Somni și crapii. Opa, ușor. La ce greutate maximă sunt. Ăsta vine, mă, 50, 49, 48, vine, mă, 46, vine, dar vine mai ușor. Așa îmi dă impresia că nu văd exact ce se întâmplă. Da, vine, vine, vine destul de repede. E acceptabil. Mă ajută, mă, și mulineta acum, parcă iau mai mult teren când trag de ea. Mulinează mai repede. Poate și undița are un efect. Dă-mi de repede. Opa, ușor. Gata, l-am luat și pe ăsta. Dar niciun boss, mă. Trage, trage, dar nu... Nu am luat și eu un boss. Alt crap. Și sunt și de ăștia care seamănă foarte mult între ei. Nu sunt diferiți. Nu diferă prea mult între ei. Bine atunci. Penamol, da? Dăm și trei iar penamol. Să mai încerc. Hai că mai încerc mai la dreapta, mă. Mai încercăm și în partea asta. Maxim. Asta e distanța maximă. Ia, ajung la 60 de metri. N-ajung la 60. 54-53. 1 metru, aproape 2 metri, 1,8 metri. Las-o. 2, am zis că e de pietriș, nu? Da, gravel. Bine, gravel. Pietriș. S-o dau tot în partea asta unde am dat-o. Cam atât. La pietriș. Băi, am dat prea tare? Așa, bun. Las-o aici. Și unul. Unul rămâne tot pentru nămol. Și o să încerc să dau iar lângă castel aici. Ce să mai încerci, mă, că nu te lasă ăștia. Perfect. Doiul. Păi bag și unul tot cu doiul, că văd că a luat repede. Am luat repede și e mic. E mic ăsta, uite cât de repede l-am luat la mal. Mi-l dă imediat, mi-l dă pe ăsta. Mi-l dă imediat. Câtă tensiune, tensiunea la 51 și e pe albastru. Gata, l-am luat. Și avem rud, cred. Tot roșioare. Parcă să zică roșioare e. Rud? Nu, e roace asta. Roace. Bun. Bun. Bine, mă. Deci am dat de aia mici aici, sunt pe pietriș. Dă-le pe pietriș din nou. Și mă bag și cu unul tot aici pe pietriș, că văd că trage repede. A, dar dacă trage repede... E bine și nu e bine. Până la urmă nu contează să tragă. Că ajung la 10, mai am 3 de prins. Uite și pe 8. Bine că am apucat să bag 2-ul. Opa!
E mare asta. E mare, mă. 60. A luat-o și 2. Bă, cât de repede o ia, mă, pe pietriș. Cu momeala asta. Băi, cât de tare. Cât, mă, mai puțin de 10 secunde. Dar mai ajung eu să iau? Mamă, ăsta cred că e boss. Până în 10, până în 10 pești. Să duce, ăsta e boss. 74. Ia uite ce și-a nebunul fir. 76. Nu cred. Aolo, nu cred. Care spațiu să se ducă? Îmi rupe firul ăsta. 80. Nu cred. Îl pierd că se rupe firul. Nu te cred. Băi, nu cred că face asta. 84. Hai la băiatul, hai la băiatul. 85. Nu, hai că îl țin un pic, îl țin. Nu plec. 85, nu-l țin. 86. Nu te cred. Unde, mă? Vine parcă în dreapta, să-l trag în dreapta. 86. Băi, pleacă ăsta, mă, și rămân fără fir. N-am destulă putere pe mulinetă și nu mi-l trage. 85, 84. Ba da, mă, 83. Păi ce credeai tu, mă, că te pui cu mine? 78. Ia uite, gata, a obosit. S-a încordat el un pic așa, dar n-are șanse. N-are șanse, mă. N-are șanse. Parcă v-am zis că am pățit-o eu, dar am pierdut boss-ul pe presa de munte Bravo când am rămas fără fir. S-a dus firul până la 200 și ceva. Băi, deci nu mai avea fir. S-a dus, a făcut poc. N-avea ce. Nu era tensiune pe fir, nu nimic, decât s-a dus până s-a rupt firul. Toată distanța, mi-a luat tot firul. Am uitat de 2. Am uitat de 2, mă speriasem, am crezut că îl pierd pe ăsta. Și să vezi aici, surpriză mare, că nu e boss, e decât o bestie de-aia la 15 kg. Uite, mă, că mi-l dă imediat. Nici 15 kg să n-aibă? Ia, ia zi tu, cât de mare ești, ia uite bestia, mă! E boss? Nu, mă, crab comun, 14 kg, 15, aproape. Bine, ia, 2-ul. Nici asta nu e boss, bă, 2-ul. Bun, cât era la, mă, 8, parcă am zis? 8, opa, las-o ușor cu tensiune, bă. 8, ăsta e 9, bine, mai am o șansă. O șansă și ce-o mai fi pe lângă el, bonusurile. Dar o șansă să iau ăsta, boss fish în 10 pești. Ce, se încordează și ăsta? 67, 68, pleacă și ăsta ca nebun. Hai de la mal, hai de la mal. Hai de la mal. 69, 70, 69, hai că e bine. Nu după, bă, nu după castel, nu. Nu după castel, înapoi. Hai de înapoi, înapoi. Nu vine, mă, înapoi. 71, nu înapoi. Hai de înapoi. 71, 71, bă, a rămas acolo ăsta. 71, să le iau ușor, fără îmbruscare, le iau așa ușor. 6, 64, bine așa. Nu după castel. Așa, mă, bine, hai cu băiatul. La mal, hai la mal. 53, hai că l-am păcălit și pe ăsta. Hai că l-am păcălit și pe ăsta. 31. E riscant să dau și ăsta în larmă, că are deja o grămadă de fir luat și cu ce-și mai ia din locul ăla mai mult în sus, poți să-l pierd din cauza firului. Sau mai varianta să o ia după castel, din zona asta în care sunt acum. Și dacă o ia după castel, iarăși. Uite, mă, mi l-a dat deja? Ia! E crab colorat, parcă? Koi carp, ia zi. Nu, e leather carp, cred că, piele. Crab piele. Nu? Myror, crab oglindă, 11 kg și o credeam că e mai mare, mă. A, așa, bun, bun, fără vrăjeală prea mult. Hai să aruncăm pe asta repede în apă. Dă-i... Am zis că e pentru un mol, 3-ul, parcă 3-ul e mână sau 2-ul? Nu, mă, las-o acolo, e 2-ul. 2-ul e pentru pietriș, n-am pus-o bine. Trage-o până la pietriș, acum asta e. Trage de ea, las-o. Avem ultimul pește, vedem care de unde dă. Nu iau nici azi bus. Trag mai repede, dar nu iau bus. Stai, mă, resetare. Nu mai dau pe nemo, dau pe pietriș, am zis. De unde am luat... pe lângă doi, pe acolo. Da. Nemol, mai spre mine. Lângă doi, acolo, poate dau și cu momeală. Hai că bag și unul și dau și cu momeală și ăla e. Vedem ce o ieși. Pietriș. Bag între ele. Cred că mai trebuie să țin de fir. Din dreapta. Și tot m-am dus departe. O las mai sus.
Cam așa, bun. Ia momela. O iau când mă uit în spre iarbă, să mă uit spre mal, că face sunetul ăla plescăitul ăla urât. Nu știu dacă are efect asupra peștilor, dar mai bine evit. Nici nu-mi place cum se aude. Să dau cam așa. Cam așa să fie bine, oare? Unde e, mă? Parcă se vede puțin. A luat-o. 2, gata. Hai, 10. Peștele numărul 10. Să fie bossul la 2. Oare este boss la 2? Oare avem noi boss aici? Să ducem, mă? Stai calm. 33, 34 nu are treabă cu calmarea că pleacă. Este, mă. Să duce, 37. 38, unde te duci, mă, bă? Hai că se mișcă dacă îl bruschezi, deci. Opa. Slăbește tensiunea, e mic. Opa. Ce are, mă, baie, slabă, baie. Prea puternică. E prea mare tensiunea. Ultimul pește, bă, și nu e nici ăsta boss. Dacă nu începe să treacă la una din celelalte două, din celelalte, până îl prind pe ăsta, aici mă opresc. Mă uit să văd ce am pierdut. 315 pești pierduți, 29 boși pierduți, da? Sigur mi-a băgat pe ăla, că am apucat să iau undița mână. Opa, uite mă, parcă știe. Hai să vedem ce mai prinde următoarea. Bă, dar atât e, mă, a treia oară când se joacă cu mine, că zice că trage și nu trage. A treia oară, mă? La ce să fie chestia asta? Da, un crap mare. Nu e boss nici ăsta. Crap oglindă. Și am terminat. 10 pești s-au furat, gata. S-au furat 10 pești. Nu mai avem șansa să mai prindem încă o dată. Avem vreun pește la ele? Nu. A luat-o 3. Hai că e bine, n-am apucat să plec. Să nu mi-l bagi că a pierdut. Așa, hai că ești cu minte. Asta e bonusul, da? E bonus. Să vedem ce la peștele bonus. Că n-am luat boss în 10 pești. Dar poate mă salvează ăsta, așa, pe final de episod. Mă salvez, bă? Să las așa să nu mai bruschez. Am noroc sau n-am noroc? Zi repede. Bă, mi-a plăcut. În episodul ăsta a fost chiar tare. Cum au funcționat momelile astea. Noua combinație din echipament. O să mai continui să bag așa, cred că schimb locul. Tot de la 8 cred că o să dau. Probabil să fi fost și din cauza orei. Că și în episodul trecut tot de la 8 au început să muște ăștia tare. Mă mai plimb pe margine așa, poate eu iau un ce și merg să văd pe unde. Ori apărea pe undeva, mă, cerculețe. Cu cât că mușcă și fără. Trag ăștia foarte repede și fără să fie semne că sunt pești prin zonă, nu sărituri, nu cerculețe. Ia mă, ce ești? Alt crab, parcă să zic că e alt crab. Să vedea o coadă așa la cenușie. Neagră, era neagră coada. Da, un crab, nu e boss, n-are cum, nu m-a chinuit deloc. 8 kg e chiar foarte mic în comparație cu ceilalți. 14, 10 și ce-am mai luat eu. Ăsta nu vrea să tragă până plec, nu vrei, nu? Cumva, pește la ea? Nimic, nimic? Ia zi repede, tragi sau nu tragi? Hai că plec, zi. Vrei sau nu vrei? Nimic? Mă duc, mă. 82 de kilograme. Am luat ceva bestii în episodul ăsta. Hai să vedem dacă i-am băgat la pierduți pe aia. Momentul adevărului. Și avem... N-am pierdut boss. Am 318 pierduți? De la 315 m-am pierdut 3 pești? Bă, stai mă puțin, 3 pești, le-am luat pe toate în mână, de 3 ori m-a prins cu undița în mână și mi l-a băgat la pește pierdut? Sau le pune și când n-am pus mâna pe undiță? Nu cred, mă, îl pune și dacă îl pierd și când nu pun mâna pe undiță? Da. Asta e de ținut minte, să încerc să observ dacă pierd pește când n-am undița în mână, să văd dacă mi-l bag aici. Da. Bun, păi ne vedem mâine. Pa!